Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În toată această săptămână, luna va fi în scădere. Cel mai probabil va exista șansa de a participa la o afacere promițătoare sau de a investi bani profitabil. Saturn și Neptun vor fi în relații diplomatice bune începând cu 8 noiembrie. Disciplina lui Saturn poate ajuta la structurarea sau orientarea viselor și idealurilor tale. Acceptarea și devotamentul lui Neptun pot ajuta la găsirea de noi sensuri muncii, tradițiilor și obiceiurilor. Poți simți ca și cum obiectivele tale spirituale și materiale s-ar armoniza. Combinarea imaginației și a efortului are succes acum. Poate fi un sentiment că visele tale sunt realizabile. Sărbătoriți la 8 noiembrie, Sfinții Arhangel Mihail și Gabriel fac trecerea de la venerarea Sfinților și a moaștelor la cultul îngerilor. Sfântul Arhanghel Mihail este rânduit de Dumnezeu ca dreptatea sa să biruiască. El este cel care, în momentul căderii unor îngeri, a strigat, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, restabilind ordinea. Potrivit tradiției la judecata de la sfârșitul acestei lumi, morții vor invia la glasul trâmbiței sale. Cât despre Sfântul Arhanghel Gavril, acesta este binevestitorul nașterii Domnului, el a vestit că Fiul lui Dumnezeu se va întrupa din Fecioara Maria pentru mântuirea neamului omenesc tot el a vestit și nașterea celui mai important proroc, Sfântul Ioan Botezătorul. El i-a tălcuit prorocului Daniel viziunile și a vestit nașterea Fecioarei Maria. Există mărturii cum că Sfântul Arhanghel Gabriel este cel care a prăvălit piatra de la ușa mormântului Mântuitorului și a așezut deasupra ei. În viziunea populară, arhanghelei asistă la judecata de apoi, ard păcatele acumulate de patemele omenești firești și purifică prin post-conștiințele. În Bucovina, arhangele erau sărbătoriți pentru că ei sunt păzitorii oamenilor de la naștere și până la moarte. În această zonă, fiecare creștin aprinde câte o lumânare ca să aibă asigurată lumina de veci, călăuzitoare pe lumea cealaltă. Nu uita că poți obține ceea ce dorești doar urmând un anumit plan, așa că asigură-te că faci o listă cu toate lucrurile importante. Nu te pleca la dificultăți și nu muta soluția problemelor tale la alții. În acest caz, zeița fortuna te va patrona. Acestea fiind spuse, hai să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, Principalele evenimente din această săptămână vor avea loc destul de calm și cu blândețe, provocând doar mici izbucniri emoționale. Va fi multă muncă din cea mai diversă, de aceea este important să nu cauți o sarcină suplimentară. Marți este mai bine să faci activități cotidiene, joi nu trebuie să iei decizii pripite. Consultă-te cu prietenii, nu pune prea multe pe umeri mai puțin bruscă în acțiune extravagantă pe frontul romantic, iar relația cu persoana iubită va avea mare succes. Mai bine să acționezi mai încet, dar cu siguranță. Protejează-ți fericirea de ochii altora, nu da motiva pentru bârfea. Trebuie să acorzi o atenție considerabilă la machiajului tău și să te concentrezi pe buze. La urma urmei, bărbații vor căuta în permanență o conversație cu tine, deci lasă-i să se bucure nu numai de procesul de comunicare, ci și de fanteziile lor secrete. Într-adevăr, șeful tău probabil s-a poticnit în discursul său, tocmai pentru că s-a uitat cum te lingi pe colțul gurii. Luni este posibil să primești informații importante care te vor ajuta să-ți îmbunătățești situația financiară. Marți, achizițiile și cumpărăturile cotidiene vor avea succes. Joi ți se va oferi un nou proiect sau un nou loc de muncă. Mănâncă alimente ușoare cu conținut scăzut de grăsimi și numai alimente proaspete la începutul săptămânii. Marți este posibilă o exacerbare a durerilor renale. Joi este recomandat să reduci la minimum activitatea fizică. Vineri încearcă să menții echilibrul emoțional, opusul este plin de rău în suflet. Un inel de argint cu obsidian este cel mai potrivit talisman pentru zilele următoare. El te va ajuta să faci față irritabilității și să depășești nemulțumirea în creștere. Datorită energiei acestui mineral, nu numai că poți vedea frumusețea lumii, ci și să creezi o atmosferă și un confort favorabil oriunde te găsești. În weekend, ai grijă când comunici cu rudele, deoarece, din cauza unei neînțelegeri stupide, relația ta poate deveni complicată. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran, astrele sunt optimiste. Taur, săptămâna aceasta încearcă să nu cazi în melancolia toamnei, să atragi forță în dragoste și creativitate. Luni este nedorit să încep noi afaceri, chiar și cele minore. Este mai bine să încerci să finalizezi ceea ce ai început, marți pot apărea tensiuni în afaceri. Pe de o parte trebuie să te aferești de înșelăciune, iar pe de altă parte de conflictele cu superiorii și colegii. Vineri pregătește-te pentru surprize nu prea plăcute în viața personală, așa că ai nevoie de răbdare maximă. Trebuie să găsești liniște sufletească, altfel starea ta internă nu va afecta relația cu persoana iubită în cel mai bun mod. Marți este nedorit să testezi puterea sentimentelor alesului tău, riști să distrugi totul. Astrele te sfătuiesc să nu urmezi cicluri pe zonele erogene deja cunoscute ale partenerului, ci să dedici săptămâna schimbării și dezvoltării de noi tehnici. Poate că ideile scrise ale persoanei dragi te vor inspira sau explorezi, sau o șoaptă blândă și fierbinte. Îndrăznește, criptează-ți instrucțiunile, dar nu fi timidă în indicii și atunci amândoi veți fi cu adevărat uitor. Încearcă să fii sceptică miercuri cu privirea la nouă propunere financiară atractivă, deoarece astrele amenință că va aduce unele pierderi. Ai grijă de portofel. Nu cheltui bani pe lucruri inutile, chiar dacă la prima vedere par pur și simplu necesare. Principalul lucru este să nu-ți faci griji. Toate bolile sunt de la nervi. Desigur, această maximă este într-un fel o exagerare, însă săptămâna aceasta sănătatea ta va fi strâns legată de dispoziția și starea sufletească. Dacă simți nevoia, ia sedative ușoare pe bază de plante, dar mai degrabă fă o plimbare și mergi la culcare de vremea. Nu există un moment mai bun pentru a continua o dietă strictă. Este posibil ca în zilele următoare să fii nevoită să te confrunți cu prostia și incapacitatea cuiva de a face orice. Și va trebui să-ți zdrobești dorința de a face o vrajă. Este mai bine să-i ajuți pe săraci cu un zâmbet. Poartă pietre sau mărgele roșii, îți vor oferi posibilitatea de a cheltui mult mai puțin energie decât te aștepți și să nu suferi prea mult din aceasta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni! Această săptămână în ansamblu este foarte constructivă și favorabilă pentru tine. Poți să te relaxezi, să te odihnești, să simți armonie cu tine însă și cu lumea. Și de îndată ce încetezi să te confrunți cu stresul, sănătatea și starea ta de spirit vor reveni imediat la normal. Vei fi inspirată de dragoste și noroc în domeniul profesional. Vei simți un val de energie, vei simți că te afli sub protecția celui ales. Dacă te plictisești singur, atunci săptămâna aceasta, astrele te vor ajuta să găsești un însoțitor. În viața personală începe un șir de noroc, romantism și dragoste. Influența specială a Neptunului te va face să te simți ca un pește în apă, de fapt, în acvariu. Așadar, pe lângă sfaturi despre posibilitatea organizării plăcerelor carnale în locuri publice cu prezentarea de lichide în baie, piscină, pererie, astrele nu-ți vor spune altceva. Fă o cu măsuri de protecție. Situația financiară te face fericită. Luni te poți aștepta la un flux de numerar solid. Cariera ta merge în sus, noi orizonturi și succes te așteaptă. Săptămâna aceasta, astrele îți recomandă să încetezi să vizitezi spitale, clinici și laboratoare. Este prea probabil ca cineva să strecoare fără succes informații de Acum e bine să te abții de la creșterea activității fizice, precum și activității sociale. Limitează contactele cu cei care îți sunt neplăcuți sau pur și simplu capabili să-ți provoace sentimente puternice, să te excite nervos. Evită disputele. Săptămâna aceasta ar trebui să patreci cât mai calm și liniștit posibil, singură cu persoana iubită. Poarte jos te va ajuta să te concentrezi asupra ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Rac. Nu este de dorit să construiești planuri ambițioase pentru viitorul apropiat, acestea se pot schimba brusc. Probabil vei fi obligată să rezolvi o mare varietate de probleme de afacere în același timp, dar te poți afirma și urca pe scara carierei. La urma urme vei putea trata rapid multe probleme, în special luni și sâmbătă. Ar trebui evitate activitățile aventuroase, iar deciziile înțelepte luate cu grijă vor stabiliza situația. Ești o personalitate Atractivă, vibrantă. Așa că, săptămâna aceasta te vei bucura de succes cu sexul opus. Marți și vineri întâlnirile romantice vor avea un succes deosebit. Sâmbătă vei avea șansa să-ți întâlnești sortitul la o petrecere. Dorința ta de a cunoaște totul și pe toată lumea îți poate face un serviciu extrem de nefavorabil acum. Poți asista la orice evenimente triviale sau acțiuni imorale din partea aproape lui tău, fie că este vorba de o rudă, un coleg sau doar o cunoștință necuvincioasă. Dar regele Midas are un reg de măgar, ceea ce înseamnă că nu poți spune nimănui dintr-un motiv sau altul ceea ce ai văzut sau ți s-a întâmplat. Nu este recomandat să cheltui prea mult în această săptămână. Nu abuza de cardul de credit. În curând vei primi un bonus, apoi cumpără-ți lucruri noi. Miercuri este o zi de bun aur pentru întâlniri de afaceri și soluționarea problemelor financiare. Deci, dorel mai ușor cu slalomul prin magazine. Este posibil ca în zilele următoare planurile tale să fie încălcate iar și iar din cauza unui fel de boală. Pastile, pastile, dar poate că mai întâi e nevoie de odihnă. Anulează din planuri. Permiteți să stai degeaba sau mai bine, culcă-te cu ochii închiși, gândindu-te la ceva plăcut, în pace și liniște. Du-te la culcare cât mai devreme și declară o grevă spontană televizorului seara. Redu intensitatea fluxului de informații. La începutul săptămânii vei avea o dispoziție foarte romantică. Cu toate acestea, stelele te sfătuiesc să nu te scufunzi în piscina iubirii și să-ți pierzi capul din pasiunea. Poartă perle! Te vor ajuta să menții sobrietatea minții și îți vor permite să fii fermăcătoare, dar nu prea teleportată. În weekend, fă timp pentru distracție, călătorii sau vizite la rudea. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu! Săptămâna aceasta, cel mai neplăcut eveniment ar putea fi atacurile personale invedoase sau pretențiile nefondate ale rudelor neplăcute. Ambele sunt cele mai bine de ignorat. După un luni obositor și haotic, după ce ai dormit suficient, vei merge cu energie proaspătă la muncă. Aici, atmosfera în echipă va fi mai importantă ca niciodată. Da, și în afara muncii este mai bine să comunici cu oameni care îți sunt plăcuți. Miercuri va trebui să-ți aperi interesele fără asistență. Folosește-te de experiența ta de viață bogată. Dacă îndoielele cu privire la atractivitatea ta apar în sufletul tău, nu te limita la grijile în acest sens. Oferă cuiva posibilitatea de a risipi această obsesie sau fă un compliment sincer. Apare un moment minunat pentru a combina începuturile sexuale și creative. De exemplu, în loc de obișnuitele mângâieri și săruturi pe burte sau umerii și spatele iubitului, fă la fel numai sub pretextul creierii unei capodopere a picturii un gel cu culori alimentare. Culorile pot fi ușor găsite în ciocolată, zmeură și gem de portocale, lapte condensat. Folosește buzele și limba ta ca instrumente de desen. O săptămână destul de pozitivă financiar dacă sunt respectate anumite măsuri de securitate. Marți, tranzacțiile cu partenerii noi vor avea succes, vor aduce profit. Încasările financiare sunt probabil joi. Fii atentă cu banii vineri și în weekend. Ar trebui să dedici săptămâna asta sănătății părului tău. Are nevoie de sprijin suplimentar. Nu sunt recomandate activitățile legate de efectele termice sau chimice asupra părului. Caută produse cosmetice potrivite pentru îngrijirea ta, dar nu-l vopsi, îndrepta sau ondula. Folosește extracte sau concentrate de hena. Fructele de mare îți vor purta noroc. Se întâmplă să ai un inel care a fost scos din burta unui pește? Nu poți găsi unul? Atunci poartă bijuterii și accesorii de coral sau scoică. Sau cel puțin adaugă motivele marine în designul bijuteriilor. Un pandativ sub formă de pește de aur sau o broșă în formă de crab. În weekend este posibil să fii mulțumită de noile informații. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara, ascultă de pe tine. Dacă ești mulțumită de viața ta și nu vrei să o schimbi, poți să te relaxezi și să nu-ți fie frică să fii văzută ca făcând o prostie. Rodica, sfatul acesta este pentru tine în mod special. Marți vei avea șansa să-ți consolidezi în mod semnificativ credibilitatea. rezolvă problemele pe măsură ce apar fără a cheltui energie suplimentară pentru critică și autocompătimirea. Dacă nu ești confuză într-o situație neobișnuită, atunci la mijlocul săptămânii ești amenințată cu o cunoaștere romantică. Duminică, doar activitățile în aer liber îți vor reface puterea. Culcată pe canapea vei transforma într-un fel de geleu. Munca îți ocupă cea mai mare parte a timpului, dar nu uita de viața personală. În ciuda oboselii detorate a comunicării, nu refuza invitația de a petrece vineri seara cu o persoană agreabilă. Atenția ta este concentrată pe verbalitatea maximă a relațiilor cu un partener. Vei ajunge la ridicol nu poți cere iubitului tău să împărtășească impresiile sale cu tine după un orgasm. Lasă-l să-ți vorbească în detaliu toate sentimentele sale chiar în timpul lui. Miercuri este o zi importantă pentru o afacere nouă, dar este posibil să întâmpini un obstacol. Încearcă să nu te retragi, ci concentrează-te și atingeți obiectivul, deoarece multe depind de un rezultat pozitiv. Vineri sunt posibile venituri financiare și achiziții reușite. Este important pentru tine acum să te menții într-o formă bună. Cu toate acestea, astrele spun că dacă urmezi câteva reguli cunoscute, atunci problemele grave de sănătate nu te amenință. Amintește-ți cei trei sfinți nu. Nu sta pe uscat, nu fi nervoasă, nu te supraalimenta. Destul de simplu, nu? Ai grijă de tine, nu te lăsa slobode de mâncare, rămâi în formă bună. Încearcă să abordezi tot felul de mici probleme filosofic. În următoarele zile, bijuteriile din chihlimbar vor fi cel mai bun talisman pentru tine. Acest mineral atrage atenția sexului opus, protejându-te în același timp de ochiul rău și de bârfea. Apropo, scoate bijuterii din chihlimbar înainte de a merge la culcare, dar nu te grăbi să le pui în cutie. Pune margelele, inelul sau brățara cu această piatră lângă pernă și ai garanția de a scăpa de vise urâte. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța Săptămâna aceasta vei avea întâlniri și cunoștințe interesante, doar nu uita de prietenii vechi. Vei putea simți astfel de forță în tine însăți încât vei fi pregătită de a resturna munții. Cu toate acestea, unele lucruri și evenimente pot încetini și nu totul se va întâmpla atât de repede pe cât ai dori. Încearcă să adaugi mai multă culoare vieții, Livia nu este totul alb și negru. Nu fi dezamăgită de tine, transferă parțial implementarea proiectelor tale în luna următoare și ai răbdare. Atunci când comunici cu familia, nu te grăbi la concluzii, gândește-te la fiecare pas în avans și caută un compromis rezonabil. Dacă au apărut dificultăți la orizontul relației tale, atunci este necesar să le rezolvi împreună și să nu implici prieteni și rude în această situație. Indiferent cum dorești ca cineva să rezolve situația pentru tine, aceasta nu este o opțiune viabilă. Săruturi franceze, pasiune africane, răcioară germană, spontanietatea italiană, tulburări rusești și fervoare spaniole. He, he, he. Îndormitorul tău va fi cu adevărat mulțime de națiuni babiloniene. Da, este posibil ca la un moment dat să apară un estic meticulos, iar întregul proces să încetinească brusc. Va dura mult timp pentru a rezolva problemele de afaceri. Făți timp și încearcă să nu creezi situații de conflict. Afacerele serioase îți vor îmbunătăți semnificativ situația financiară joi și vineri. Corpul tău va reacționa extrem de negativ la orice schimbări în nutriție în această săptămână. Stelele recomandă să nu faci experimente cu dieta, o excepție poate fi doar un tabel dietetic special dacă ți este prescris de un medic. Acum, dintre cele două rele, va trebui să-l alegi pe cel mai mic. Restul mănâncă cât și ce obișnuiești. Încearcă să te asculți. Vocea ta interioară îți va spune de ce are nevoie corpul tău. Un pandativ în formă de semilună va fi un talisman excelent pentru tine dacă dorești să obții sau să restabilești fericirea familiei și să faci pace cu cineva drag. Dacă în acest moment ești mai interesată să-ți faci prieteni fideli și de încredere, obține un pandativ făcut în formă de lună plină. Apropo, inserția de perlă sau scoică va spori influența energetică a acestui talisman? Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion, ai încredere în intuiția ta și mergi mai departe fără teamă. Problemele la locul de muncă se aranjează în favoarea ta, te așteaptă o decolare a carierei și profituri stabile. Amintește-ți că contradicțiile sunt forța motrice a dezvoltării tale. Începând de marți, sfera personală vine în prim plan. Sentimentele strălucitoare și pasiunea arzătoare vor curge literalmente în viața ta. Există o șansă de a începe o poveste de birou, dar înainte de a face acest lucru, nu uita că seriozitatea relației va fi practic zero. Stelele promit fericire doar dacă ați fost mult timp împreună. Desigur, vei avea greutăți pentru că ai un astfel de comportament în interior și ești nevoită să te prezinți ca o femeie decentă. Stelele te avertezează cu tărie. Dacă nu găsești o jumătate de oră în mijlocul zilei pentru un sex nebun, atunci riști să te usuci complet. Dacă ți-ai dat cuvântul, atunci păstrează-l. Acesta va avea un efect benefic asupra parteneriatelor și îți va stabiliza situația financiară. Noul proiect îți va fi profitabil, ai noroc în afaceri, contactele de afaceri te vor mulțumi. Principalul lucru pentru tine este acum să-ți asculți cu atenție corpul. Organele tale nu sunt obișnuite cu faptul că vocile lor nu înseamnă ceva. Este timpul să schimbi situația, dar nu încerca să transmiți asta altcuiva, deoarece nu ai nevoie reală de ceea ce este dictat de lene glutonia. Această cale nu duce nicăieri. Încearcă să-ți dai seama de ceea ce ai nevoie cu adevărat pentru sănătate și bunăstare. În situații dificile, nu neglija sfaturile specialiștilor. Energia ta este acum mai puternică ca niciodată, fără talismane. Cel mai bun decor pentru tine va fi un zâmbet vesel și un aspect iubitor. Lasă-te purtată de sentimente romantice. Poate a venit timpul să-ți pui pe deget. La sfârșitul săptămânii va veni un moment favorabil pentru a scăpa de obiceiurile proaste. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, săptămâna aceasta încearcă să prevești lumea în sensul tău real filosofic. S-ar putea să fie deranjată de tensiunea anterioară, gata în orice moment să se elibereze și să măture totul în calea sa. Este mai bine să îmblânzești acest dragon înainte să-ți complice viața. Dacă poți vizita natura, poți citi o carte, poți asculta muzică clasică, încearcă să nu te fofilezi. Evită întâlnirile inutile și neplăcute. Săptămâna este foarte favorabilă pentru stabilirea unei relații romantice. Cu toate acestea, joi poate fi plină de conflicte de gelozie. Ele pot fi soluționate, abține-te de la critici și cuvinte dure. La sfârșitul săptămânii se poate întâmpla un eveniment după care va începe o nouă etapă în viața ta cea mai importantă sarcină din următoarele zile este să se duci pe cineva din cercul prietenilor tăi pentru un început cel puțin mental. Eliberează-ți imaginația pentru a înțelege ce anume va sparge apărarea acestei persoane și apoi acționează și este indicat să preîntâmpini mișcările represive ale inamicului. Ideile tale de afaceri încep să aducă rezultate tangibile. Având în vedere interesele partenerilor, câștigi și îți consolidezi poziția financiară. Profită de ocazie, economisește bani pentru o vacanță sau o achiziție majoră. La sfârșitul săptămânii, cei dragi pot avea nevoie de sprijin financiar. În această săptămână vei beneficia de orice exerciții care te vor ajuta să-ți controlezi mai bine corpul, să dezvolți coordonarea mișcărilor poți efectua exerciții pentru atenție, acestea îți vor folosi în curând. Dacă ai copii, rezolvă puzzle-uri cu ei sau fă figurine din aluat. Încearcă să fii cât mai puțin la volan în timpul acestei perioade de șapte zile. Va fi mai sigur să folosești transportul public sau să mergi cu un taxi. Cel mai probabil săptămâna aceasta vei simți brusc că ai nevoie urgentă de a face o pauză și de a te odihni de ritmul frenetic al propriei vieți. Și pentru a fi cât mai ușor posibil, poartă un inel cu turcoaz pe deget. Această piatră te va ajuta să scapi de agitație, să-ți adun gândurile și să te concentrezi pe rezolvarea celor mai importante probleme profesionale. La sfârșitul săptămânii, starea de spirit se va îmbunătăți. Poate exista șansa de a schimba sfera de activitate. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn! Săptămâna aceasta și mai ales prima jumătate se pot deschide noi orizonturi. Acum este momentul să schimbi locul de muncă sau chiar orașul de reședință. Cu toate acestea, greșeala și graba sunt complet contraindicate. Pot să apară noi contacte utile care îți deschid perspectivele dorite. Munca amenință că va lua partea leului din timpul tău, dar nu uita de odihnă necesară pentru a nu te prăbuși de oboseală. Dacă decizi să faci un pas serios, atunci este Recomandați să îl faci săptămâna viitoare, deoarece acum nu este cel mai bun moment pentru a schimba nimic din viața personală. Încearcă să eviți certurile pentru flacuri în weekend. Ești hotărâtă să-ți seduci partenerul de viață. Lenjeriile noi de mătase, muzica extraordinară și tămâie indiană vor ajuta în acest sens. În general, concentrează-te pe exotismul estic. În consecință, ar trebui să-ți surprinzi iubitul cu abilitățile extraordinare ale florii tale de lotus, astfel încât nici măcar nu a bănuit. Mart și miercuri cu soluționarea problemelor financiare serioase este recomandabil să te oprești. Situația se va schimba în curând și va trebui să regreți graba și emoțiile inutile. Joi te poți aștepta la încasări în numerar nesemnificativă, dar nu în afara normalului. Sănătatea ta în această săptămână va depinde în mare măsură de ce și când începi să mănânci. Uite de la punctele de vedere ale dietei tale și îți vei da seama imediat că trebuie să fie corectată. Stelele îți oferă cel puțin șapte zile pentru a mânca corect alimente sănătoase. Crede-mă, poate fi gustoasă și variată. Este posibil să-ți placă atât de mult noua ta dietă încât tu însă nu vei dori să revii la modul anterior. Refuze cinele târzii. În această săptămână vei manifesta o distracție umitoare. Miercuri și joi promit să fie deosebit de periculoase în această privință poți desigur să încerci să nivelezi efectul stelelor purtând o bijuterie cu o piatră utilă pentru protecție împotriva tuturor tipurilor de gafe. De exemplu, un ochi de tigru sau crizolit. În weekend încearcă să nu fie atrasă într-o situație de conflict, fii prudentă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător, în această săptămână este deosebit de important să fii prudentă și persistentă în atingerea obiectivelor tale. Actele imprudente nu ar trebui să se producă, consecințele lor nu numai că îți pot complica viața, dar îți pot schimba drastic soarta. Încearcă să fii extrem de politicoasă cu ceilalți. Nu fi zgârcită, mai ales în ceea ce privește copiii și cealaltă jumătate a ta. Evenimentele nu trebuie grăbite, dar cu atât mai mult este posibil să le lași să plutească în derivă. Vineri poți rezolva cele mai presante și apăsătoare probleme. În weekend poți fi încurcată de evenimente neașteptate din viața de familie. Luni totul va fi tulbure și romantic, dar până la jumătatea săptămânii, mașinațiile bărbaților invidioși care amenință că te îmbrățișează se vor fi dus ca un fum. Joi este o zi minunată pentru împăcare. Pentru a fi în vârf în tot ceea ce prevește relația de cuplu și dragostea carnală, trebuie doar să nu te desparți de elementul tău nativ. Încearcă să planifici cel puțin câteva zile, astfel încât cu siguranță să faci dragoste undeva lângă apă. Poate fi un pârâu, o piscină sau o baie sau poate doar o fântână în curtea casei. Nu este atât de important locul cât apa. Stabilitatea financiară îți va slăbi atenția, ceea ce poate duce la erori și inexactități. Acum nu este momentul să te bazezi pe partenerii tăi, ei te pot evita politicos. Dacă decizi să schimbi locul de muncă, acționează repede, altfel vei deveni plină de îndoieli. În zilele următoare, astrele îți recomandă să ții evidența lichidelor, cât de mult intră în corpul tău, precum și modul în care corpul tău reacționează la aceste băuturi este util să ții un jurnal, să notezi zilnic tot ce se întâmplă. Poate că în final decizi să-ți reglezi dieta, de exemplu, înlocuiești cafeaua cu ceai. Dacă observi o tendință de apariția a edemelor sau îți dai seama că bei prea multe lichide, asigură-te că vei consulta un medic. Telele și așa promit totul și multe, deci îți poți consolida unele calități utile cu ajutorul talismanelor. Poate că nu mai este necesar, tu fiind deja în culmea gloriei. Așa că poartă orice dorești. Idei nefericite în această săptămână cel mai probabil nu vor apărea. Dacă dorești să obții sfaturi mai specifice, caută un safir albastru în cutie de bijuterii. Acesta este o amuletă foarte puternică. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești Trebuie să te concentrezi asupra celor mai importante lucruri în acest moment și să nu te pulverizezi pe mărunțișuri și lucruri inutile. Marți va trebui să-ți aperi interesele în relațiile cu partenerii. Calculează-ți punctele forte, încearcă să rezolvi doar acele probleme care depind de tine la locul de muncă. Joi este o zi bună pentru realizarea planurilor tale creative, dar nu împărtă și ideile cu superiorii tăi deocamdată. S-ar putea să nu te înțeleagă și să înnăbușe cele mai frumoase dintre impulsuri în răceala inimii lor de șef. Evenimentele de luni și marți pot fi rezultatul unei greșeli făcute cândva în urmă ceva trebuie început din nou și este bine dacă poți remedia, dar va exista un motiv pentru a analiza situația. Poți fi sfătuită despre un lucru, fi decisivă și persistentă. Nu te lăsa să fii prinsă cu micul dejun nesfârșit, oricât de dulce cânta alesul tău. El urmează să aibă o vacanță intimă în fiecare zi. De ce nu chiar azi? Nu aștepta Stelele avertizează, Situația ta financiară nu este compatibilă cu planurile tale megalomanice. Moderează-ți dorințele și poftele. Încearcă să nu cheltui bani pentru oferte aventuroase. Fi rațională, nu impulsivă. Săptămâna aceasta ar trebui să ai grijă de sistemul tău respirator. Dacă fumezi, încearcă să te desparzi de această dependență. Stelele te vor ajuta dacă iei decizia corectă și începi să o duci la viață. Îmbracă-te pentru vreme, fii atentă la bronșită. Respiră pe nas, ventilează-ți camera și biroul mai des. Va fi foarte bine dacă începi să faci zilnic exerciții de respirație. Îți va fi extrem de util. Îți poate fi dificil să te concentrezi asupra celor mai importante probleme. Atenția va fi constant pulverizată asupra a mii de probleme. Lapis iazulie te va ajuta să înțelegi afacerile și oamenii. Piatra aceasta îți va da elocvența. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran, astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!